În deschiderea ediției din acest an a Festivalului de Muzică Distractivă Românească Tinerețea Cântă, asistența a fost salutată, așa cum se cuvine, de președintele festivalului, Stelian Miclea, care este și președintele tineretului muzical din Uzdin. Ne-am adunat în această seară să mai punem o cărămidă la templul acestei case numite Tinerețea Cântă, construcție care, după cum vedem, dăinuiește de aproximativ 4 decenii și pe care dorim să o construim și ridicăm încă mulți ani, fiindcă la o temelie bună poți ridica încă multe etaje. Greutăți întâmpinăm însă, pe toate le depășim și ducem construcția la bun sfârșit. La fel s-a întâmplat și anul acesta greutăți. Am avut însă, după cum vedeți, suntem aici la o nouă ediție a festivalului care așteaptă doar gongul să-și ridice cortina. Soliștii vor fi, la fel ca și anul trecut, acompaniați live de bandul domnului Alexander Duin. Doresc doar să menționez că facem eforturi deosebite pentru îmbunătățirea aspectului auditiv și vizional al festivalului, care sperăm va duce la un interes și mai mare și în rândul tinerilor și iubitorilor de muzică ușoară. Onoarea de a inaugura ediția 31 a Festivalului Tinerețea Cântă a revenit președintelui Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, domnului Daniel Magdu. Doamnelor și domnilor, stimați prezenți, onorată asistență, știți, venind aici astăzi și intrând în sală, în special urcându-mă aici acum pe scenă, văd pe unii dintre voi care în urmă cu 31 de ani ați pus temelia, baza casei, cum a spus Telian, care se numește Tinerețea Cântă. Apoi, dacă mă uit mai bine prin sală, văd și pe copiii voștri care au continuat să construiască această casă. Dar pe scenă am văzut nepoții voștri care vor termina această casă și care îi vor da astăzi sufletul. Vor pune că casa asta să fie plină de bucurie și plină de cântece frumoase. Asta vorbește mult despre importanța acestui festival care, iată, de 31 de ani există, persistă și care va exista și în continuare. Pot să vă asigur că Consiliul Național al Minorității Naționale Române va continua să sprijinească acest festival, iar aș dori să felicit pe toți organizatorii și pe toți participanții. În special, aș dori mult succes tuturor participanților și să câștige cei mai buni. În continuare, aș dori să declar această festivitate, a 31-a ediție a Festivalului Tinerețea Cântă, deschisă. În prima seară a festivalului, în cadrul concursului național, în concurența pentru premii, au fost prezentate 9 compoziții inedite, interpretate de Anastasia Eliza Fâra, Diogen Băbuț, duetul Vanessa Crețu și Cristina Mutorojescu, Iovana Țăran, Jacqueline Puia, toți din Uzdin, precum și Gabriela Natalia Băbuț din Vârșeț, respectiv Ionel Barbu din Iecica. Toți interpreții au fost acompaniați live de formația Alexander Duin Band și ajutați vocal de profesoara Claudia Șuboni. A fost o muncă asiduă. Repetițiile propriu-zise au durat în jur de 4 săptămâni, dar pregătirile premergătoare festivalului în ceea ce ține de compoziție, de căutat soliști și tot ce ține de organizare am început cu multe luni în urmă. Și suntem mulțumiți că am reușit să ducem și în acest an festivalul la bun sfârșit și suntem mulțumiți că am reușit să realizăm și o scenă mai deosebită și interpreții au fost la nivel. S-a văzut că am muncit. Nu a fost alegerea mea, așa au fost împrejurările, am rămas fără backing vocal și fiind singura care cunoștea piesele, a trebuit să fac eu acest lucru și se pare că a fost de ajutor pentru că interpreții s-au simțit mult mai în siguranță pe scenă, pentru că știu că sunt eu acolo lângă ei, exact ca la repetiții și se pare că a fost de bun augur. În urma audierii tuturor compozițiilor, juriul de specialitate, prezidat de profesorul Alexander Duin, a decis că cea mai reușită compoziție a fost scrisă de talentata pianistă uzdineană, Cristina Dalea,
cel mai bun text de Claudia Șuboni. Premiul pentru debut a fost împărțit între Ionel Barbu și Gabriela Natalia Băbuț. Premiul publicului a revenit lui Diogen Bâmbuț, iar titlul de cel mai bun interpret a revenit Jacqueline-i Puia din Uzdin. N-am crezut că cine...